La știrile Bucovina TV, alături de noi, se află jurnalistul Mihai Chira. Bun găsit, Mihai! Bine, te-am găsit, Oana! Vești frumoase astăzi, cel puțin o parte dintre ele. 7 profesori ai OSV în topul mondial al cercetătorilor. Veștile sunt toate pozitive? Să mă duc eu niște cremă. Două. Două. Și e pe pozitiv, nu? Că nu m-am dat cu pentru aplaudat. Nu știu, eu pot să găsesc... Am o soluție pentru aplaudat. Eu pot să găsesc pozitivul eu în orice știre și deci, negativul. Da, e vorba de echilibru. Exact. Balanța rămâne echilibrată. Deci, 7 profesori ai OSV în topul mondial al cercetătorilor. De la multe facultăți, de la Restul noua des. Medicină, Restul de la... Des. Că este mai mult profesor acolo. Păi nu poți premia pe... Vezi? Nu, pot, partea nu negativă, poate toată lumea... Partea goală, paharului, partea plină, paharului. Sunt 7. Doar 7, restul ce fac? Taie frunză la câini, că ăștia nu sunt buni de nimic, nu știu ce, și băgăm bățul prin gard și zezane între ei. Da, e de felicitat, sincer, e de felicitat ce se întâmplă la Universitatea Suceava. Nu e simplu să poți fi citat de niște oameni, de alți oameni. Deci e clar că există o bază de studiu, niște oameni bine pregătiți în materie de profesor așa, și am văzut decanul de la Facultatea de Industrie Alimentară. Eu le greșesc, s-ar putea să le greșesc. Sunt câțiva profesori tineri și buni acolo. Nu, n-ai greșit, ai e, e, de, e de, cum să zic eu, e de felicitat. Din punctul meu de vedere, trecând la partea cu felicitări domnilor profesori, pe mine m-ar interesa și chiar am să o repet de fiecare dată când am ocazia, produsul Universității Suceava și nu exclusiv a Universității Suceava, că nu e Universitatea Suceava singura care produce așa ceva, a sistemului de învățământ românesc, ce se întâmplă cu studenții care absolvă o universitate din Suceava, universitar românesc. Ce se întâmplă? Dacă e bine pregătit, îți spune ce se întâmplă. La revedere, România, te pup, am să vin de Crăciun să văd când mai tăiați voi porcul și eventual de luna diasporii ca să văd cum e cu festivalul medieval la Suceava. Asta e durerea cea mare. Asta e durerea mea cea mare și cred că ar trebui de făcut ceva urgent, urgent, la modul că trebuia făcut în 1990. Dacă trebuia să... Suntem în urmă cu de toate. Nu poți avea profesori pe care să ți citeze, da? Oameni mari, universități mari din lume și tu să nu faci nimic ca să vii din urmă cu ceva și produsul tău să rămână în țară și să te poți folosi și să poți avea plus valoare. Ce faci cu ce știu acești profesori nu fac decât să pregătească o forță de muncă bine pregătită pentru Occident și e dureros. Bun, asta nu înseamnă că ei nu trebuie să-și facă munca foarte bine în continuare. Dar eu i-aș ispiti un pic să facă ceva, 5 minute să mai gândească în plus, bă, cum naiba să facem să-i păstrăm pe copiii ăștia? Adică munca mea să nu fie văzută la Barcelona, la Dublin, la Dortmund, zic românește, ai văzut că nu așa. Nu, să fie văzută la Suceava. Dar știi că pronunția cuvintelor se păstrează în orice limbă. Așa, mai este eu sunt dac liber, eu sunt bucovinean, eu cum am învățat de la mama, de la tata. Problema e să-i văd aici că rămân. Aici ar trebui să vină cu plus valoarea. Alea 5 minute care le folosesc acești profesori ca să publice aceste lucrări pe care îi citează, zice, cum facem noi să nu mai lucrăm pentru străini? Sincer, hai să râzi. Și de-aia văd partea goală a paharului. Noi muncim pentru străini. Profesorii aceștia muncesc pentru străini. Tu îi spui că nu, că pentru noi, pentru studenți, da, dar studenții ăștia vor pleca. Cu cât sunt profesorii mai buni, cu atât studenții sunt mai buni, logic, da? Și cu cât sunt mai buni, parcă văd că vine Kira Industries din Dublin, da? Și începe, uite, parcă îl simt și pe de domnișoara, ia, voi veniți aici, pe banii noștri, pe timpul nostru, pe timpul profesorilor, pe mintea profesorilor, pe skills-uri, pe abilitățile lor de a îi învăța, îi pregătesc, alții vin și culeg roadele. De ce nu culegem noi România roadele? De ce nu culegem roadele? Asta mai culegem și noi dintre roade, când, e drept că când? Mulți dintre ei pleacă, dar, repet, nu știu cât ține de profesori. Ține și de într-o mică lor. Măsură, da, dar zis, trebuie să vezi care e... Păi, da, cu ce se ispite? Deci. Simplu. Păi mi-a zis profesor... Baule, stai că era să mă gândesc la profesorul ăla de fizică care e sus acolo la București... Dar nu te gândești, zi ce vrei să zici înainte. Sigur îl știi, ăla de fizică care a zis că România e eșuată. Păi el era România educată, România nu știu ce, când noi va face noi toate treburile astea? Când ne apucăm odată și odată? Că acum nu se poate, păi săptămâna trecută a fost târziu, avem profesor. Te contrazici că e educată, dar pleacă în afară ce e educat, nu?
Nu? Europa este educată de români care se duc încolo. Bun, apropo de educație, uite, am primit la Gala Asociației Municipiilor din România o diplomă de excelență pentru gestionarea eficientă a deșeurilor. Această declarație aparține domnului primar Ion Lungu. Deci, oarecum am început să ne educăm și pe partea aceasta. Am învățat să ducem selectiv deșeurile și nu numai noi. Nu te contrazic. Tu ai să vezi partea pozitivă, cum tu ești da, în tabăra domnului Lungu, eu am să fiu pe partea cealaltă care fluieră, da? Așa. Da, e ok. Suceava a făcut un pas imens, un pas imens în materie de colectare a deșeurilor. Aduți aminte vechile buncăre, noi le-am prins. Cei tineri care acum ies prin lume, nu știu ce, nu știu despre ce vorba, dar erau nu focare de infecții, erau mini orașe, în orașe, adică găseai acolo de la pisici, câini, îmi cer scuze pentru cuvântul urât, boschetari de toate. Era așa o felă... Iar vara era de coșmar. Vara era ce trebuie, dar... adică vara era ce trebuie. Mai ții minte cum duceai deasupra, deschideai o chestie așa din fier, zdrang, aruncai acolo de toate, de obicei, zdrang înapoi. Era veșnic deschis acea chestie de fier. Wow, buncurile alea. Aia era varianta bună, când venea și scotea cu niște... Doamne ferește! Cine e bătrân mai ține minte, adică eu. Cu furca se urca în container, dacă ții minte, odată le aruncai acolo, se deschideau ușile și se scotea cu furca, se arunca într-o mașină. Deci era o chestie extraordinară. S-a mers după aia la nivelul optim, în care se venea cu o chestie, se ridica buncrul, dacă mai ții tu minte, se punea pe platformă, se punea altul gol în loc. Da. Și ăla era deschis, era cu miros, era cum trebuie și ăla. Nu are rost să mai povestim, că deja așa deci am o poftă. Suntem bine la acest capitol acum. Dar suntem foarte rău. Eu am să fluier. Târziu am pus la punct chestia asta și eu cred că avem foarte multe de făcut. Suceava are foarte multe de făcut cu gestionarea asta selectivă, colectarea selectivă a deșeurilor. Murături peste coși de ceapă, peste pungi din plastic, peste mobilă, totul este sticlaie peste grămadă. Bun, eu cred că până la urmă putem învăța și trebuie să înceapă din învăța. Școală acest lucru cu educația. Ce selectăm, cum selectăm? O să râz. Păi, până și de eu de multe ori de la școală, mă trezesc, clar. Arunc în gunoi la mine acasă și toată zic, mă, dar asta nu era... Și încep să te enervez. Dar uneori, le pun selectiv. Eu mai mănânc și eu pe acasă, cine mănâncă numai în oraș e mai complicat să greșești din perspectiva asta. Da, nu, e fericitări. Ok, dar avem mult de lucru. Părerea mea, mai avem enorm de mult. Întotdeauna e mult de lucru dacă nu vrem să ne plafonăm și vrem să ne autodepășim. Bineînțeles că putem să fim din ce în ce mai buni, nu? Și eu zic că și pe partea aceasta cetățenii vor învăța să selecteze și nu numai, și societățile și fiecare... Nu miza. Bun că va mai fi și câte o... Orice pădure are și uscături, nu? Sunt niște chestii de aia, par se cheamă, nu? Băte de baseball, așa. Știi cum? Să iau și din aluminiu și din lemn. A, iar te duci la prietenii nemți și ei tot așa au fost educați, da, nu? Da, așa. Exact pe, 1700, cred că 90, pe treaba cu gunoiul. Și acum nu au probleme. Acum li se pare normal. Până nu pui biciul, nu faci nimic. Așa suntem noi făcuți azi. Mă moare sub nasul tău vecinul. Vezi că moare acolo de COVID și tu în continuare, dac liber! Voilà. Sunt împotriva vaccinării obligatorii. Pe mine nu bagă nimeni chipul. Și tu uiți, bă, dar... Ok. Uite, vezi, de aia văd eu partea bună. Cu chip prinzi mai ușor anumite rețele, internet. Da, e foarte bine. Îți mulțumesc pentru prezență. Te aștept mâine la știrile Bucovina TV.